Una dintre cele mai valoroase opere de arhitectură, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni, cu o istorie dramatică și o pictură de unicatre, vine în circuit. Cu prilejul aniversării a 30 de ani a relațiilor dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova, a fost prezentată finalizarea unei etape importante în consolidarea zidirii și restaurarea picturii murale. Monumentul de importanță națională, ce datează din secolul XVII, unic în regiune, va fi inclus în circuitul turistic intern și internațional peste 2 ani. După mai mulți ani de restaurare, oamenii au intrat în vechea biserică. Anterior, zidurile și picturile erau în totală degradare, iar acum... Mulțumim Domnului că s-a făcut lumină, a să avem și noi o bucățică de patrimoniu a nostru. Florile pentru cine sunt? Florile le-am adus pentru domnul ambasador, care ne-a ajutat. Este unul dintre cele mai importante proiecte culturale ale ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău. În 2014 am făcut primii pași pentru păstrarea acestui exemplu unic al culturii și istoriei moldovenești. Și acum, 6 ani mai târziu, suntem aici pentru a redeschide acest monument bine conservat, în timp ce sărbătorim cea de-a 30-a aniversare a relațiilor dintre SUA și Republica Moldova. Finisarea acestei restaurări este extrem de importantă exact în acest moment în care Republica Moldova a căpătat statut de țară candidat pentru integrarea în Uniunea Europeană. Avem cu cine integra. Responsabil de intervenția de conservare-restaurare este Centrul de Cercetări Arheologice. S-a lucrat în 4 etape, s-a reușit a conserva atât arhitectura bisericii, dar în primul rând iată, pictura care a suferit cel mai mult. Ea a fost transmisă în custodia muzeului datorită valorii estetice a picturii. O pictură de stil post-bizantin, dar este unica pictură frescă din acea perioadă în spațiul moldovenesc. Salvarea operei a fost posibilă prin restabilirea frescelor la care lucrează o echipă din România. Este un monument pe care probabil majoritatea restauratorilor din întreaga lume și-l-ar dori să aibă posibilitatea să restaureze, nu numai din punct de vedere al vechimii lui, dar și a manierei în care a fost conceput. Nădăjduiesc foarte mult ca să depunem efort împreună, ca să aducem monumentul dat în lista monumentelor UNESCO. Pentru reabilitarea monumentului, Guvernul Statelor Unite ale Americii a oferit peste $1.000.000 din anul 2016, iar alte $400.000 au fost investiți de executivul de la Chișinău. Biserica din Căușeni va intra în circuitul turistic în anul 2024, când vor fi finalizate toate lucrările de restaurare.